Guvernul pregătește un pachet de beneficii pentru părinții din România. Aceștia ar putea să primească posibilitatea de a lucra 4 zile pe lună de acasă, dacă îndeplinesc o condiție importantă impusă de guvern. Iată despre ce este vorba și ce prevede proiectul deja depus. Vin vești bune pentru românii care au copii. Aceștia ar putea să fie lăsați să lucreze timp de 4 zile pe lună de acasă. Tot ce trebuie să facă este să respecte o regulă importantă care are legătură cu copilul sau copiii pe care îi au. Proiectul a fost deja depus în Parlament, astfel că lucrurile ar putea să devină realitate în scurt timp. Guvernul a revenit cu o idee care ar putea să fie pe placul tuturor părinților din România care au copii mici. Aceștia ar putea să lucreze de acasă timp de 4 zile pe lună dacă au copii cu vârste de până la 8 ani. Aceasta este condiția importantă pe care o impun parlamentarii, astfel încât părinții să poată să își petreacă timpul copiilor cât mai mult posibil și să le acopere nevoile pe care le au cei mici. Această nouă lege își propune să îi ajute pe părinții care sunt în criză de timp și nu reușesc să își îndeplinească toate sarcinile atunci când vine vorba despre copilul lor. Lucrând de acasă, aceștia vor putea să își organizeze timpul mult mai eficient, iar cele 4 zile pe lună vor putea să le vină în ajutor în acest sens. Se aplică părinților salariați la stat sau la privat care au copii cu vârsta de până la 8 ani. Aceștia vor beneficia de 4 zile pe lună pentru a putea lucra de acasă, fie o zi pe săptămână, fie 4 zile consecutiv. Proiectul a fost deja depus în Parlament și își propune să le ofere părinților mai multă libertate și un program mai flexibil. Având în vedere timpul petrecut de acasă și până la locul de muncă, aceștia sunt obligați să facă anumite sacrificii astfel încât să reușească să acopere și nevoile copiilor. Relatează Spain News.ro.